program sponsorizat de KBN. Vă salut, dragii mei! M-am gândit să gătim împreună o serie de rețete clasice, mai de ale noastre. Rețeta de astăzi, ardei umplut cu forță. Mă rog, un ardei umplut este după rețeta nevestii. Eu n-am mai făcut ardei umplut, cred că am 20 de ani. Dar am sunat nevasta înainte, am întrebat-o. Cred că am rezolvat ce era de rezolvat. Așa că hai să gătim împreună. Am să vă spun ingredientele. Pentru ardei umplut trebuie să ai și un ardei, mă gândesc. Orez, pastă de tomate, ceapă, carne tocată de porcel, cimbru, sare, piper și ceva ulei. Cantitățile din ochi. Serios și la sarmale, nu cântăresc nimic, mă rog. La ardei umplut pun mai mult orez. Undeva la 40 de grame la 100 de grame de carne. La sarmale pun 20-25 de grame de orez la 100 de grame de carne. Așa vedea bunica din ochi, n-avea cântare. Pun uleiul la încins, ulei de floarea soarelui. Trătăm un pic să se încălzească, să se încingă uleiul. Ceapa, o ceapă jumătate. Călești ceapa până devine galben-aurie. Avem ceapa călită, golden brown așa, galben-aurie. Punem puțină pastă de tomate, o lingură, nu foarte mult. Ceapa asta călită cu bulion așa, cu un pic de pâine proaspăt. Ce mai mâncam de asta? Și acum îmi place. Pun și orezul. Îl călesc și pe el un pic. Da, nu mai mult, un minut, două. Am oprit focul. Și acum îl las la răcit. Trebuie să răcesc înainte să-l amestec cu carne. Între timp, sare, piper. Piper proaspăt măcinat, cel mai bun. Sare roz de Himalaya. Cimbru. Acum asta chiar nu știu niciun gramaj, dar îl pun și eu după gust. S-a răcit și orezul. Am să-l amestec cu carne. Și îl amestecăm. Și cam asta ar trebui să fie. Dacă stai să te gândești, cam asta e compoziția și la sarmale. Am să umplu ardeii, dar până atunci vreau să fac sosul pentru ardei. Și am paste de tomate, două linguri jumate, dar pline, apă, la fel am să pun un pic de cimbru, piper și sare. Mai este cutelul. Și am să-l las să fiarbă. Între timp, pun un pic de ulei în tigaie, nu mult. Am folosit aceeași tigaie. Aici n-am spălat-o, doar am șters-o. Umplem ardei. Oricum ardeiul nu-i umplu până în vârf. 3 sferturi, pentru că oricum o să umfle și orezul. Acum îl pun să se prăjească un pic. Și așa fac cu toți. Dacă vă mai rămâne puțină carne sau chiar și mai multă, pătrunjel perișoară. Chiar dacă are un pic de pastă de tomate, n-are nimic. Am pregătit și crăticioara. Îl dau puțină culoare. Un pic de sare. Oprim pasta. Gata. Vedeți și dacă stă. Oprim asta. Ia uite, de aici cred că e. Asta e. Nu chiar. Frig, ce să vezi? Vreau să-i las un pic să se răcească, dar nu mai avem timp. Vin musafirii. Sosul a dat în fiert și pun peste. A
Am pus exact până în buzar de iulie. Îi bag la cuptor până sunt gata. Îi bagi la cuptor până sunt gata, că n-ai ce. Nu știi exact în cât timp se gătesc, pentru că e în funcție de ardei, în funcție de cuptor. Încerci. Normal n-ar trebui să stea mai mult de o oră. Undeva la 160-170 de grade. Nice. L-am ținut la 170 de grade o oră și jumătate. Gata. Nu, ce bine arată. Dacă stă în picioare. Luăm de aici. Punem aici. Gata. Ia să vă. Trebuie să-l gust. Până se răcește să pot să gust, am să-l prepar pe ăsta. Eu pun un ardei în farfurie, că, na, îți arate bine. Dar e clar că mănânci 2-3 așa la porție, liniștit. S-a răcit? S-a răcit. Trebuie să-l gust. Ardeii au ieșit nu buni, foarte buni. Și cu siguranță nu o să mâncați doar unul. O să mâncați 2-3. Iar dacă aveți probleme de balonare, am eu și o rezolvare. Chebene și poftă mare. Am făcut și o rimă. Tare. Poftă mare.